Un din forțele NATO au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în Afganistan. Incidentul a avut loc ieri noapte într-o provincie din estul țării. Martorii spun că au văzut cum elicopterul pierde altitudine și se prăbușește după un schimb de focuri cu combatanții de la sol. Talibanii au revendicat atacul. Aparatul lua parte la o misiune comună a trupelor afgane și a forțelor coaliției. NATO nu a confirmat deocamdată naționalitatea militarilor uciși și nici nu a dat detalii despre tipul elicopterului. Operațiunea de recuperare a epavei aparatului sunt în continuare în desfășurare. Viteza era să-l omoare pe actorul